fi la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc. Sunt Daniela Gașa și vă invit sâmbătă și duminică la agenda zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la agenda zilei. Bun găsit, domnilor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, agenda zilei. Ne aflăm la Spitalul Orășenesc Novaci și realizăm un interviu cu managerul spitalului. Bună ziua, bine v-am găsit! Săruna, bine ați revenit! Se spune pe respectatorul de la început că dacă se aud ceva zgomote pe fundal, asta se datorează lucrărilor care au loc la parterul Spitalului Orășenesc Novaci. Însă spuneți-mi dumneavoastră ce se întâmplă mai exact acolo, pentru că noi n-am mai venit de 2-3 luni și am găsit așa totul modificat, e un șantier. Da, este un șantier, pentru că până la sfârșitul anului trebuie să terminăm de reamenajat centrul de primire urgențe cu refacerea circuitelor, circuitul salvării, că nu l-aveam, și suntem în pragul celui de-al doilea ciclu al acreditării, plus începerea lucrărilor care nu pot fi finalizate din cauza expertizelor care au trebuit făcute asupra clădirii, dar vom începe și lucrările la mansardare, așa cum am promis, să mai facem un număr de saloane, pentru că nu ne ajung saloanele pe care le avem acum, mai ales că în sezonul rece, știți și dumneavoastră, spitalele sunt ar fi plin. Da. Așa este. La mansardă, spuneați că câte 8 saloane, ce va fi acolo, vestiar? Nu știu să vă spun exact câte, în jur de 8-10 saloane. Ele vor fi făcute după noile norme care trebuie să respecte cei suprafața pentru bolnav, ușile de la intrare în salon, care au o dimensiune mult mai mare decât cele existente, și în funcție de spațiu care se poate folosi. Ieri am avut ultima rundă de discuții cu proiectantul și probabil că în câteva zile vom ști exact câte saloane, dar vor fi saloane tip rezervă, pentru că nu avem așa ceva. Și după aceea, după ce vom termina lucrările și la mansardă, vom reorganiza toate secțiile spitalului. În principiu, cam la cât se ridică valoarea lucrărilor și cât va dura și jos la parter? Jos la parter undeva la 3500 și la mansardă undeva la 23.000. Cam cât durează lucrările? La sfârșitul anului, la centrul de primire urgențe vor fi gata, sper că jumătatea lui decembrie. La mansardă sper să le putem termina în trimestrul 1 anul următor. Am înțeles. Deja temperaturile scăzute au venit, aș vrea să vă întreb când intenționați să dați drumul la căldură. Noi am dat drumul la căldură. Ați dat deja drumul la căldură. Am dat drumul la căldură de vreo 2-3 săptămâni de zile, dar cu pregătire noaptea, pentru că ziua era cald, noaptea mai rece și am dat drumul la căldură. Da, fiind și, zona de munte, da, și nu avem probleme, suntem aprovizionați și cu combustibil pentru centrală, deci nu avem probleme să suplimentăm numărul de ore de căldură. De sezonul ce nu vă ia prin surprindere, niciun caz. Niciodată. Cum stați cu mâncarea, cu medicamentele pentru sezonul rece? Stă bine, avem de toate, și medicamente, și alimente, provizii pentru ce se pot face, cartofi, varză și astea, restul nu avem niciun fel de probleme. Am înțeles. În ceea ce privește medicii specialiști, eu care ar mai trebui, mereu știți că vă întreb. Da, medicii specialiști mi-ar mai trebui un cardiolog, mi-ar mai trebui un ginecolog. Să sperăm că acum, când, după ce își vor da examenul de rezidențiat, care este undeva în luna noiembrie, din câte știu, și își vor termina rezidențiatul, cei care sunt fără post, o să scoate postul la concurs și știți că spitalul a reușit să atragă medici în ultima perioadă. Sper că vom găsi și un cardiolog și un ginecolog. Da, Doamne ajută, ați reușit să atrageți un medic specialist pe ATI, domnul... Da, și mai avem un rezident tot pe ATI, care la anul va fi... va reveni în spitalul nostru, definitiv. Iată că oferiți toate condițiile necesare, pentru că mă gândesc că altfel un medic tânăr nu ar veni. Păi da, pentru că la ora actuală suntem, cum știți foarte bine, și bine dotați și... Și cu aparatura medicală și salonele cu aparatură, da, nu avem datorii, deci suntem în grafic și, mă rog, și primăria se implică prin
cei care vor să stea aici în gazdă, li se plătește o sumă, deci lucrurile merg bine. Deci și autoritățile locale, respectiv domnul primar Ruștani alături de dumneavoastră. Da, întotdeauna a fost și este. N-am înțeles. Ce vă propuneți pentru anul viitor pentru spital? Este mai atrageți? Păi, la anul prioritar este un computer tomograf al spitalului. Anul ăsta, vă dați seama că investiția este foarte mare și din bugetul primăriei ar trebui 10% din valoare să vină și dânși cu cofinanțare. Nu putem să omorâm primăria doar pe spital. Am avut aparatură, avem lucrări și dânși au venit cu cofinanțare și la aparatură și la lucrări, dar ușor, ușor, finalul va fi la anul când vom lua acest CT-ul și vom... Mai suntem deficitar, să zic așa, cu ceva aparatură la secția de recuperare medicală, pentru că am avut un contract pe care din păcate, a fost reziliat de cei care trebuia să livreze aparatura. Și atunci n-am mai făcut altul, dar pentru anul vom demara proceduri de achiziție prin SICAP și pentru recuperare medicală și pentru CT-ul. Cum vă descurcați cu medicamentele, cu mâncarea, cu curățenia? Vă întreb treaba aceasta pentru că știu că de obicei aici nu prea sunt probleme la alte spitale. Da, noi avem bucătărie proprie, chiar dacă este 10 lei tariful pe zi pentru fiecare bolnav, noi facem față, știți că le dăm, fiecare are porția lui de carne, de două ori pe zi, nu le dăm miercurea și vinerea. Medicamente, totdeauna tot ce s-a dorit și ce au prescris doctorii, totdeauna nu am făcut rabat de la calitate și de la medicamente și lucrurile vor merge bine. În perioada următoare vă așteptați ca toate secțiile să fie achipline, fiind sezonul. Da, pentru că vă dați seama că de la o zi la alta numărul bolnavilor crește. Eu urmăresc acest lucru și dacă undeva în luna octombrie au fost în jur de 70 de bolnavi pe zi, acum deja le-am dus spre 82-85. Cele mai pline ar fi medicala? Medicala, recuperarea medicală, cam toate secțiile. Neurologia, pediatria, în general, da. Ce trebuie resuscitată? Trebuie resuscitat compartimentul de ginecologie, dar probit să-l resuscitez și pe acesta. Dacă reușiți să aduceți un medic, sigur voi reuși. Da, sigur voi reuși. Realizăm un interviu cu domnul Mircea Dicu, este medic specialist ATI. Bun, bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Spuneți-ne de la ultima discuție, cam de 2-3 luni, de când am mai fost noi la dumneavoastră la Spitalul Orășenesc în Nova, și ne interesează ce cazuri mai deosebite ați avut. Cazuistica începe să evolueze acum, spre deosebire de perioada mai veche, spre partea mai geriatrică. Probabil oamenii au terminat cu muncile câmpului, cei în vârstă mă refer, și acum și-au făcut și timp să vină la spital. Ca și caz particular, să vă zic așa, aș putea să menționez cazul unei bătrâne de 90 de ani, din câte mi-aduc aminte, sau chiar 90 ceva de ani, care s-a prezentat pentru o intervenție chirurgicală care s-a practicat laparoscopic pentru colecistectomie. Un teren biologic destul de tarat, atât din punct de vedere biochimic și hematologic, cât și din punct de vedere cardiologic. A pus ceva probleme postoperator din punct de vedere al reluării funcțiilor respiratorii și al, să zicem, stabilității hemodinamice, dar din fericire a fost recuperată, mai bine zis, s-a recuperat destul de bine. Din ce știu de la colegi, a reușit să revină la modul de viață care l-avea și înainte. Asta contează cel mai mult, înseamnă că recuperarea s-a făcut destul de bine. Doamne ajută, mai ales să țină cont de vârsta, 90 de exact, ani. Exact. Vârsta nu neapărat este o boală, ci este o condiție determinantă, să zicem așa, a multor stări patologice care apar. M-am înțeles. Spuneți-ne cu ce probleme v-ați confruntat în această perioadă, adică nu știu, în ceea ce privește legislația, ce ați vrea să se mai schimbe. La ultima discuție ați spus câteva dintre problemele cu care se confruntă. Exact. La noi legislația pe specialitatea mea este cât de cât standardizată, respectiv prin ghiduri, proceduri care s-au transpus mai nou spunând,
cam în ultimii 2 ani de zile, cu accentuare pe ultimele 6 luni, a fost transpus în ordine de ministru. Din păcate, această transpunere, să zicem, în ordine de ministru, nu s-a făcut cu realizarea necesităților existente la nivelul fiecărui spital. Sunt multe spitale orășenești și municipale, mai puține județene și cu atât mai puțin universitare. Se impun condiții, din păcate, din ce în ce mai drastice pentru efectuarea actului anestezico-chirurgical. Cu toți înțelegem că este să urmărește binele pacientului, dar condițiile puse în exces nu vor face decât să faciliteze actele chirurgicale numai în anumite spitale, numai în anumite spitale mari. Spitalele mai mici, cum ar fi, de exemplu, cele municipale și orășenești, nemai putând să efectueze conform legislației care s-a aplicat și probabil se va continua în acest sens, să efectueze acte medico-chirurgicale. În ce sens mă refer aici? De exemplu, o colecistectomie care înainte se făcea în anumite condiții, prin impunerea, prin ordin de ministru, deci prin bază legală, deci încălcarea lor constând probabil infracțiune, da? S-au implementat anumite condiții care sunt din ce în ce mai greu de îndeplinit, de la investigații, la explorări și așa mai departe. Vedem cum va evolua până la urmă această situație. Am înțeles. Sunt, vă spuneam și data trecută, că sunt foarte puțini medici specialiști, așa cum dumneavoastră. Și pare că nu se schimbă situația. Trendul nu se va schimba, este doar părerea mea. De ce? Examenul de specialitate la noi, spre deosebire de restul, este un examen care se susține la o singură, într-o singură zi, la o singură dată, ca să zic așa, la nivel european. Noi nu avem o bibliografie bine delimitată, ci numai cărți și tratate orientative. În plus față de acest lucru, rata de promovabilitate a examenului de specialitate, din păcate, este este destul de redusă raportând la necesitățile existente în spitalele noastre. Este un examen destul de drastic, cu o cifră de școlarizare, zic eu, destul de redusă, iarăși raportându-mă la necesitățile care există. În orice spital ar trebui să existe cel puțin 2 medici anesteziști. Gândiți-vă că există spitale care nu au medic anestezist deloc, activitatea lor desfășurându-se numai pe bază de contract de prestări servicii, ceea ce oricine crede că și înțelege că este o activitate totuși viciată, neavând un medic al spitalului. Da, activitatea este îngreunată la anumite secțiuni, exact. Chiar este nevoie de medic specialist pe ADI. Bun, să sperăm că se va schimba situația anul acesta, poate... Speranța rămâne ultima, cum se spune. Mulțumim mult de tot. Și eu vă mulțumesc. Jucătarul Ramona este medic neurolog. Continuăm așadar emisiunea de astăzi, Agenda Zilei, la Spitalul Orășenesc Novaci. Spuneți-ne cu ce cazuri au venit bolnavi în ultima perioadă la dumneavoastră și cam ce ar însemna sezonul rece pentru secția la care sunteți. Noi avem o patologie bogată aici la Novaci, de la pacienții sechelari de accident vascular, cât și pacienții acuți ajung în cadrul spitalului. Unii dintre ei care sunt stabil hemodinamic îi putem ține și în cadrul compartimentului nostru de neurologie recent înființat. Unii dintre ei trimitem mai departe. Ne confruntăm cu o patologie bogată din punctul ăsta de vedere. Mai mult parte de accident vascular, cât nu patologia neurologică asociată, mai puțin scleroze multiple, mai puțin patologie musculară, mai puțin, mai mult parte de accident vascular. Deci accident vascular. Da. Spuneți-ne cam ce duce la un accident vascular, nu știu, stresul, oboseala, stilul de viață nesănătos sau spuneți-ne. Da, cauzele unui accident vascular sunt multiple. Și mecanismele sunt multiple. În primul rând, stilul de viață, stresul, bolile asociate, bolile cardiovasculare netratate la timp, sindromul metabolic, diabetul zaharat, fibrilația, hipertensiunea arterială netratată la timp. Cam astea. Am înțeles. În mare parte.
putem să vorbim de un accident vascular după o anumită vârstă, nu știu, după 45 de ani, sau mai nou pot apărea și la 20 de ani? Acum ceva ani în urmă, accidentul vascular era boala vârstnicului. De ceva vreme întâlnim foarte multe accidente vasculare și la tineri, tineri însemnând 30 plus, 40 plus de ani. Sunt anumite semne care duc, nu știu, către un atac? Da, sunt semne neurologice care pot confirma un diagnostic clinic de accident vascular pe care neurologul trebuie să le pună în evidență, dar și medicii de gardă care fac gărzi în Spitalul Novaci le cunosc, da, și le pun în evidență și se face confirmarea pe baza computerului tomograf. Se face confirmarea accidentului vascular, da. Cât de lungă și de dificilă este recuperarea după așa ceva și dacă există riscul ca după aceea să se repete și ce se întâmplă după aceea? Acum, vorbim de situații diferite. Pentru că dacă pacientul care își face accident vascular se prezintă în timp util undeva un interval de 3 ore jumate, 4 ore jumate de la debutul accidentului vascular, acesta poate beneficia de o terapie care nu e așa de nouă, de vreo 4-5 ani se aplică și la noi în țară, dar și la noi în județ de câteva luni, pe baza programului de tromboliză, pacientul poate beneficia de acest tratament și se trimite urgent către spitalul din Târgu Jiu, pentru că acolo se face. Și atunci recuperarea este foarte rapidă, foarte precoce, dar dacă pacientul îți vine în afara programului de tromboliză, în afara acestor 3 ore jumate, 4 ore jumate, nu se mai poate face și se aplică tratament conservator și atunci vorbim de o recuperare de lungă durată. Vorbim de o recuperare de la între 6 luni, un an de zile, pacientul rămâne cu sechele neurologice, cu deficit motor. Depinde și de bolile asociate, depinde și de localizarea accidentului vascular și de întinderea accidentului vascular. Sunt mulți factori. Deci cei mai des întâlniți la secția dumneavoastră atacul cerebral? Da, cei mai des, da. Cronici sau acuți, da, în general ei. Boală Parkinson, mai ținem pacienții cu epilepsie, mai ținem pacienții cu demență. Mulțumim mult de tot, cu plăcere. Mulțumim mult. Spuneți-ne, cu ce probleme medicale v-ați prezentat? M-am internat pentru o infecție urinară, care doamna doctor mă tratează de ani de zile. Dar apare mereu, că am o boală de sânge. De sânge, da. Multiplu. Așa. Și dumneai, am făcut la București până acum tratament. Și de acolo m-a trimis aici, că m-a băgat pe pastile. Și mă tratează de acolo, a vorbit cu dumneavoastră, doamna doctor, să mă trateze aici, că se poate trata aici. Imediat m-a luat în primire și am început să îmi revin. Câți ani ați dumneavoastră? 77 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Mai aveți și alte probleme de sănătate? Am avut probleme de sănătate, dar mai slăbuță. Dar tot dumneavoastră m-a reparat. Tâns ai de unicul meu. Oamenii în perioada aceasta la secția dumneavoastră? De toate felurile, pulmonari, cardiaci, digestivi, renali, de osteoarticular, acum suntem mai mulți medici, avem și un urolog foarte bun, avem o secție de neurologie unde se poate trata omul destul de bine, avem contracte cu tomograful și cu remeneu și condițiile din spital au crescut și s-au îmbunătățit foarte mult. Deci patologia este diversă. Ureleu? Secție de oreleu, ortopezi, doi ortopezi, doi chirurgi, anestezist, doi pediatri. Eu zic că suntem din ce în ce mai bine. Și calitatea, în primul rând, cazurile sunt relativ același număr, avem același contract financiar, dar crește calitatea actului medical. Asta este intenția noastră. Numărul de paturi nu crește deocamdată, dar crește calitatea serviciilor medicale. Da, vreau să vă întreb dacă v-aș putea să mai multe cazuri în sezonul rece. De obicei, cum este? Noiembrie, decembrie, până în martie? Da, într-adevăr. În sezonul rece, dar în special ianuarie, februarie, martie și aprilie, volumul este de 3 ori mai mare. Am înțeles.
Da. Spitalul Novaci este și o secție de cronici, în cadrul secției de medicină internă, cu 20 de paturi, unde se tratează patologie diversă, la fel, cardiovasculari, renali, digestivi. Dânsul, pacientul de alături, este un hepatic cronic, o hepatită cronică și cu tulburări psihice, psihiatrice, dar compensat cu medicație. Este internat acum la secția de cronici și stabilizat. Cu ce probleme de sănătate ați venit aici? Sunt bolnav de hepatită cronică de mai mulți ani. Boala o tratez în general aici, în Spitalul Novaci. Sunt din zonă, de aparțin de aici. Mă simt bine, îmi convine medicația care mi-o dă. Este întotdeauna datorită lui, sunt tratat cum se cuvine. Sunteți mulțumit de condițiile din spital? Da, suntem foarte, foarte mulțumiți. Aveți și căldură, medicamente? Avem, avem, da, avem căldură, avem mâncare, tratament corespunzător bolii pe care o avem. Nu plătim, nu, ca să cumpărăm tratament. Mâncarea este bună? Mâncarea e foarte bună, conform bolii care o avem. Mă dă sănătate! Mulțumesc! Ne spuneți și nouă numele dumneavoastră? Termina Constantin. Câți ani aveți? 54. Cu ce probleme ați venit la Spitalul Județean Sinova și în ce stadiu sunteți acum? Deci în 14 iulie am avut un accident rutier la Filiaș și de acolo am plecat în comă la Spitalul de Urgență la Floreasca, unde am stat 3 săptămâni în comă indusă și după aceea încă 2 în spital. De acolo a trebuit să mă externez pentru a veni, a găsi undeva recuperare și am venit, m-am adus aici cu salvarea practic pe targă. Și după 4 săptămâni aici am plecat pe picioare, acum am întors la serviciu și e tot ok. Aici sunt condițiile foarte bune. Medicii super, domnii de la recuperare la fel. Sau probabil unde este zona, oamenii sunt altfel decât la București, sunt spital, acolo ești tratat cât de cât mai rece. Probabil nici nu au timp pentru să stea de fiecare, aici este foarte bine. Mulțumim mult! Mulțumim mult de tot și multă baftă în continuare! Mulțumesc! La fel și dumneavoastră! Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la agenda zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la agenda zilei!